Bună seara tuturor! Sunt Tatiana Andrieș. În această seară, ca de obicei, am intrat live fără să anunț, pentru că niciodată nu știu când voi termina orele de lucru. De aceea mi-am luat o mică pauză până când voi pune bătrâna la pat și am decis ca în această seară să vă arăt un nou model pentru genți. După cum știți, în primul live pe care l-am realizat o săptămână și ceva în urmă, am arătat modul în care putem monta lucrarea propriu-zisă pe fundul genții. Geanta originală, modelul original, va fi pe culoare albastru regal, iar eu în această seară vă voi arăta doar modul în care se lucrează. Geanta eu am deja în lucru. Vă voi arăta la momentul potrivit cum arată, iar în această seară, așa cum spuneam, pe culoarea gri, eu voi prezenta modelul propriu-zis. După cum știți, pentru a monta partea de jos, partea inițială a lucrării, folosim croșetul cu numărul 2 și jumătate, iar lucrarea propriu-zisă o vom lucra cu croșetul numărul 3 și jumătate. Firul pe care îl voi folosi este același fir, tip șnur. Aici se cheamă string. Aceasta este eticheta, este un fir 100% polipropilen, iar ghemul, să-i spunem așa, bobina, are 500 de grame. Acesta este bobina propriu-zisă. În continuare, în seara aceasta aș fi vrut să lucrez cu totul altceva, însă ieri am ieșit după foarte mult timp, am reușit să ies la cumpărături și mi-am prins o frumoasă răceală. Așa că nu mă simt în stare să fac o lucrare prea migăloasă. Deci am lucrat primele două rânduri ale genții propriu-zise. Cine nu știe, se poate întoarce la acel tutorial. Iar acum voi începe modelul frunza. Acest model este foarte simplu, foarte ușor de realizat. Nu necesită... Nu este foarte greu în sine. Eu voi începe acum. Am închis cel de-al doilea rând, așa cum știți, cu fir alunecat. Și voi începe lucrând un ochi de lanț, după care voi intra în piciorușul următor, voi extrage firul, mi-l voi ține pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi extrage firul. Acum, după cum vedeți, pe croșet am trei fire. Le voi închide pe toate trei împreună, voi face un ochi de lanț, după care voi continua. În următorul picioruș voi scoate firul, îl voi ține pe croșet, apoi în următorul trebuie să avem întotdeauna trei fire pe croșet. Apoi le vom închide împreună, lucrăm un ochi de lanț, după care vom continua. Deci intrăm în următoarele două ochiuri de lanț, două piciorușe și vom închide toate trei împreună. Îmi pare rău că nu mă simt bine. Deja am pregătit o parte din lucrările pentru un aranjament pentru Paște, însă, așa cum vă spuneam, nu mă simt în stare să fac lucruri care necesită mai mult timp și mai multă răbdare. Eu voi continua, pentru că vreau să ajung la capătul rândului și să vă arăt modul în care închidem primul rând și cum continuăm.
rândurile vor fi aceleași, însă sunt câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să vi le arăt. Sper că între timp să... Bună, tati! Bună! Mulțumesc! Sper că între timp să mai intre cineva alături. Mulțumesc pentru seratele cu muzică grecească. Foarte frumoase melodii. Eu iubesc foarte mult muzica, tot tipul, orice tip de muzică, însă am o predilecție pentru muzica grecească și, în general, pentru muzica din țările latine. Maria Mena, Chitrina, Emia, mi-a adorata și, bineînțeles, Sirtaki, însă nu am văzut... Nu au avut în program Sirtaki. Eu voi continua, voi vorbi cu Andrei, căci el este prezent. Sper să-mi treacă repede această răceală, pentru că este foarte, foarte urât să te simți. Nu au avut. Însă au avut Palamachia, care din nou îmi place foarte mult. Ultimul, cea de-a treia parte am ascultat-o de două ori. Mulțumesc, Andrei, de două ori, atât de mult mi-a plăcut. Și oricum, dacă ai fi văzut ce făceam eu aici în casă singură în timp ce cântau Maria mea, dansam de una singură. Eu iubesc foarte mult muzica. În timpul zilei, când sunt jos cu bătrâna, în timp ce îmi fac treburile casei, eu pun întotdeauna căștile și ascult muzică. Da? Și tu dansai? Ascult muzică. Așa, prin intermediul muzicii, am, cum am spus și altă dată, am ocazia să învăț foarte mult limbi străine. Acum, așa cum spuneam ceva timp în urmă, sunt axată pe muzica mexicană. Foarte interesant că reușesc să le înțeleg, da? Foarte interesant că reușesc foarte repede să înțeleg, să asimilez cuvintele, să le traduc. Oricum, este frumos să învățăm ceva nou. Eu sper că se vede ceea ce lucrez, pentru că în momentul în care apoi doamnele de pe canalul de YouTube, din grupul de lucru, vor vedea, să poată executa și ele acest punct, punctul frunza, așa se numește. Nu pot să programez live-urile pentru că nu știu niciodată când voi avea un pic de timp liber. De aceea nu le pot programa, pentru că nu vreau să las pe nimeni în așteptare și eu să nu fiu prezent ar fi foarte urât. De aceea intru așa inopinat, chiar dacă nu sunt multe persoane prezente, însă eu îmi fac lucrul meu. Merg mai departe.
Și eu mă bucur, și eu mă bucur, Andrei. Să știi că este foarte frumos în oraș la tine. Eu am urmărit și celelalte tutoriale, cel pe care l-ai făcut pe strada principală, acolo unde sunt toate acele mici căsuțe. O, bună seara, bună seara. Luisia, sigur. Cum spuneam, Andrei, mi-a plăcut foarte mult acea stradă principală unde sunt acele mici căsuțe. Se vede că în ziua de târg, cum se spune la noi, a doar de sărbători, da, strada regală. Și apoi am văzut pentru 8 martie când ai făcut filmarea. Erau deschise, vindeau flori, mărțișoare, foarte frumos, foarte frumos. Apoi am văzut din nou și când ne-ai prezentat muzeul, e veche, îmi imaginez că este o stradă veche. Luisia, îmi plac foarte mult desenele tale, să știi că eu mă relaxez foarte mult urmărindu-te. Și apoi îmi place foarte mult că în orice obiect tu găsești o temă pe care să o exprim prin desen. Mie îmi place foarte mult imaginația pe care o ai, îmi place foarte mult să te urmăresc, mă relaxează foarte mult. Vor mai fi din acele serate, Andrei, pentru că ceea ce mi-ai prezentat cu muzica grecească a fost minunat. Da. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mă străduiesc, nu știu, să știi că de foarte multe ori și eu învăț lucruri noi. Apropo de lucruri noi, mă opresc un pic din lucru. Ia uitați-vă ce am făcut. Am vrut să încerc să văd dacă reușesc să fac porțelanul rece în casă. Și am făcut acest coșuleț, așa. Acum, dacă am văzut că reușesc, o să-mi procur tot ceea ce mi este necesar să fac lucrări și de acestea. Acestea le-am făcut doar de probă, să văd dacă sunt în stare. Sper să vă placă. Oricum, va veni momentul când voi lucra și în porțelan rece și voi dezvălui și tainele acestea doamnelor care doresc. Deocamdată continuăm cu această gentuță, pentru că, așa cum vă spuneam, nu mă simt în stare de lucruri mai sofisticate în seara aceasta. Vremea este foarte schimbătoare, eu sunt îmbrăcată de iarnă, să știți că am și căciulă pe cap. Este rece, a plouat la mine toată ziua și începând de azi noapte a plouat foarte mult și bine că a plouat pentru că era secetă. Se numește punctul frunz. Ah, de coșuleț spuneai. M-am bucurat foarte mult când am văzut mai devreme că Monica a ajuns la 100 de abonați.
Din păcate, am înțeles că și ea este răcită. Îi urez mult succes în continuare. Îmi place să o ascult și pe ea. Descoper în lecturile ei lucruri noi pe care nu le știam. Îi urez mult, mult succes în continuare și bună, bună seara, bună seara. Iubesc viața. Cum te numești, de fapt, ca să știu numele? Vienela, da, acum îmi amintesc că te-am văzut și pe alte live-uri, pe alte canale. Mi-amintesc numele. Aseară am intrat un pic la Matias, pentru că era live. Ce frumos că vă cunoașteți între voi. Astăzi am intrat un pic la doamna Liliana, consilier de viață sănătos. Doamna Liliana are și ea un canal de YouTube în care vorbește foarte mult despre plantele, despre, în general, despre medicina naturistă. Este ceva aproape, ceva asemănător cu ceea ce face Răzvan și Andreea, însă, da, o cunoașteți, însă, bineînțeles, Andreea și Răzvan iau fiecare produs în parte, fiecare fruct, fiecare legumă, descrie proprietățile și așa mai departe. Îmi pare rău că nu am putut să stau mult cu doamna Liliana, eram în orele de servici, în timp ce discutăm. Da, era live. Era live. Eu când cel mai mult seara sau când am cele două ore libere la amiază, urmăresc tutorialele pe care le puneți, le încărcați pe YouTube. Însă vreau să vă urmăresc pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că așa este frumos să facem, să ne ajutăm unii pe ceilalți. Aici am ajuns din nou într-un loc unde trebuie să mă mișc un pic mai mult și am încercat foarte multe modalități de a filma. Cred că asta este cea în care se vede cel mai bine. Cu mare drag, Vienela. Eu așa consider, cine mă urmărește pe mine, este normal ca și eu să fac același lucru pentru persoana care mi este aproape. Încet mă apropii de sfârșitul acestui prim rând.
Oh. De ce nu le lăsau să intre? Ce sunt subsolul este, cum să spun, sunt boxe în subsoluri? Sigur că da, și eu îi vizionez pe cei care mă susțin. Sigur, bineînțeles, dar acum sunt produse pentru acești infestanți, să le spunem așa. Sunt foarte multe produse. Să știți că copiii mei iubesc foarte mult animalele. Eu le spun copiii, chiar dacă sunt mari, iubesc foarte mult animalele și încearcă să salveze cam tot ceea ce găsesc abandonat pe stradă. Mara, fiica mea, a hrănit pentru foarte mult timp un pui de porumbel care l-a găsit căzut pe stradă, fiind foarte cald. L-a hrănit, îi punea mâncare în guriță, îi dădea apă și s-a însănătoșit. Am ajuns la capătul rândului. Odată ajuns și la capătul acestui rând, vom intra în primul ochi și vom închide totul cu același fir alunecat, cum închidem fiecare rând. Apoi voi face un ochi de lanț. După care, în corespondența aceluiași picioruș, voi intra și voi extrage odată firul, în următorul picioruș voi intra, îl voi extrage din nou. Am din nou trei fire pe croșet, le închid pe toate trei. Fac un ochi de lanț și încep următoarea parte a modelului, în acest punct unde am făcut ochiul de lanț. Eu explic pentru ca doamnele care lucrează să știe despre ce este vorba. Apoi intrăm din nou în aceeași rutină, să spunem așa. Trei fire pe croșet, le închidem împreună, un ochi de lanț și apoi începem următorul. Uitați-vă, se vede foarte bine spațiul de aici creat în locul unde am făcut acel ochi de lanț în rândul anterior. Felul acesta vom continua geanta. În felul acesta, dacă doriți, se poate lucra chiar și în două culori. Mergeți până la jumătate sau până la trei sferturi cu o culoare și apoi puteți adăuga o altă culoare care vă place, care să fie în ton cu cealaltă, sau dacă nu, puteți lucra uni o singură culoare. Eu iubesc foarte mult doar o singură culoare. În general, îmi plac culorile simple. Mulțumesc foarte mult! Am și învățat un pic în viața mea, oricum am o anumită vârstă, eu nu mai sunt așa de tânără precum dumneavoastră. Și am citit foarte mult. Am vrut să beneficiez de un pic de tot ceea ce viața mi-a putut oferi. Refugiul meu în adolescență, chiar și după adolescență, au fost întotdeauna cărțile. Am studiat, de fapt, foarte mult, am învățat,
și la școală, bineînțeles. Întotdeauna învăț, întotdeauna îmi place să învăț și lucruri noi. Încerc să fiu cât posibil un exemplu pentru copiii mei, în general. Bineînțeles, așa cum am spus de multe ori, am trei copii extraordinari care nu mi-au mai făcut greutăți. Uitați-vă ce frumos este modelul, dacă puteți observa. Câți ani ai, tati, Andrei? Dacă nu sunt prea indiscretă. Mulți înainte, mulți înainte. Eu te imaginam un tânăr până în maxim 30 de ani, după spiritul pe care îl ai. Însă, întotdeauna, chiar dacă corpul îmbătrânește, spiritul rămâne tânăr. Este adevărat sau nu? Are 43? Bună, Alina, Alinuța! Ce faci? Te simți mai bine? Și mie mi-a făcut plăcere, Luiza, că ai fost alături de mine, să știi. Mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă și lui Rafael. Ce nume frumos! Rafael. Atunci, tati, fetița câți ani are? Trebuie să fie mare fetița. Te înțeleg, Alina, însă vreau să-ți spun un singur lucru. Să știi că trebuie să fii tare. Și eu port în spate, să spun așa, decesul celor mai dragi persoane. Mama, care a murit când eu aveam 18 ani. Tata. Fetița mea, am o fetiță care trebuia să fie mare acum, trebuia să aibă 34 de ani, care nu mai este. Socrii mei, persoane foarte dragi mie, însă trebuie să fii tare, nu trebuie să te gândești întotdeauna la... Trebuie să gândești pozitiv, pentru că doar gândind pozitiv așa reușești să mergi mai departe. Știi că negativitatea poartă negativitate. Condoleanțe, îmi pare foarte rău de pierderea, dar și de suferința pe care o simți. Eu, chiar dacă sunt mulți ani de când este mort tatăl meu, eu am fost foarte legată de el, mai ales după moartea mamei. Și acum sufăr după el, însă încerc să-mi fac întotdeauna curaj și mă gândesc la, în primul și în primul rând, la copiii mei. Pentru ei trebuie să fiu tare și să mergem mai departe. Și apoi viața ne oferă, viața de zi cu zi ne oferă și bucurii,
și satisfacții, ne oferă și zile un pic mai puțin plăcute. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Din păcate, așa este viața, știi? Ne naștem pentru a muri unii mai devreme, alții mai târziu. Este foarte dureros, mai ales când îți pierzi unul dintre copii. Eu am trecut această durere. În schimb, mă consolez cu ceilalți trei. Am fete foarte frumoase, băiatul la fel, nu mai spun. Am gineri minunați, o viitoare noră foarte frumoasă și ea, mama iubește foarte mult pe toți. Ia uitați-vă ce frumos este modelul. Frumos și simplu de executat. Da, așa este. Oh, ce să facem? Trebuie să fim curajoși, să nu lăsăm depresia să pună stăpânire pe noi. Asta este cel mai important. Și apoi ai fetița. Izabela trebuie să înlocuiască fetița care nu este. Deci, în mare, acesta este modelul Frunza. În felul acesta se execută, așa cum vă spuneam, toate rândurile sunt la fel. Nu este nevoie de să fii prea, cum să spun, prea mare expert pentru a reuși să lucrezi. Eu aleg întotdeauna cu atenție modelele ca să fie accesibile doamnelor începătoare, pentru că eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare și sunt foarte mulțumită și foarte fericită atunci când îmi scriu. Sună telefonul. Mara, mami, e live. Mara, intră pe live, că sunt live, da. Pa. Era Mara, fiica mea cea mai mare. Nu am cumpărători la geantă. Nu am cumpărători la geantă. Chiar dacă nu le voi vinde, să spunem așa. Pentru că în ultimul timp eu am stat foarte mult în casă și mi-am pierdut un pic din cunoștințele pe care le aveam aici. Am vândut înaintea Crăciunului. Și chiar dacă nu am cumpărători, să știți că nu este nicio problemă. Pentru mine este important, de aceea lucrările mele foarte multe sunt unicate. Este foarte important de a arăta celorlalți, doamnelor, modul în care se lucrează anumite lucruri. Și așa cum am spus, eu am copii, chiar dacă nu am cumpărători.
vor beneficia de ele, de ceea ce lucrez copiii. Pot să port și eu geantă făcută de mine, nicio problemă. Și, bineînțeles, purtând-o, așa voi fi, se va vedea că lucrez. Da, da, știu, însă mi-ar fi foarte greu să le trimit la destinație. Bună iubita lui mamă! Și doamna Natalia, bună seara! Doamna Natalia, întotdeauna mi-este... cum să mă exprim ca să fiu înțeleasă, o persoană care dă foarte mult curaj, o simt foarte aproape de mine, comentarii foarte frumoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și pentru susținere, pentru că ceea ce fac, fac cu mare drag și cu mare plăcere și sunt fericită când îmi scrieți și dumneavoastră și alte doamne că explic foarte bine, că reușiți să lucrați cu ușurință după tutorialele mele. Pe mine mă încântă foarte mult și îmi dau curaj să merg mai departe. Îmi pare foarte, foarte rău că nu am decis câțiva ani în urmă să fac acest canal de YouTube și grupul, bineînțeles. Da, da, știu de care spui. Știu de ce fel de material spui, Alina. Este foarte un material care se menține foarte bine. Bineînțeles, trebuie și să apreciezi lucru, să știi să-l păstrezi. Acum că ați văzut modul în care se lucrează acest model, vreau să vă arăt cum va arăta geanta propriu-zisă. Am ajuns undeva la, să spunem, la un sfert din dimensiunile ei. Aceasta va fi adevărata geantă. Acesta este modelul. Mie îmi place foarte mult. Și așa cum spuneam, este foarte ușor de lucrat. Această culoare mă încântă, chiar dacă nu știu la ce o voi putea asorta. Voi pune mânere de culoare neagră și dacă tot vorbim de mânere, să vă arăt ce am făcut, ce cumpărături am făcut eu ieri. Ieri am reușit după foarte mult timp să ies și am fost la mercerie aici în sat. Am cumpărat macrame pentru că voi avea de lucrat două, oricum vor fi două surprize. Ceva foarte, foarte interesant, ceva ce nu se găsește în limba română și nu vreau să divulg secretul, pentru că atunci nu va mai fi o surpriză. Apoi vă prezint din nou, am cumpărat ouă de acestea de scârț, polistirol, de poliester,
cu care în zilele acestea voi face tutorial pentru a vă arăta modul în care le decorez. Apoi am găsit și am cumpărat pentru a ornamenta lavandă și, nu în ultimul rând, pentru o altă poșetă pe care o voi lucra, pentru că va fi o poșetă, am luat acest accesoriu, va fi un pic de zgomot. Voi face o poșetă de pus pe umăr și acesta va fi voi tăia cu foarfecul, pentru că oricum trebuie să aceasta va fi toarta. Mi-a plăcut din primul moment în care am văzut-o, are deja aici toate părțile componente, carabina și totul, așa se numesc aceste minuni. Și apoi, vedeți, foarte interesant că voi reuși să le introduc fără să trebuiască să mă necăjesc prea mult. M-a atras foarte mult această tracola, aici se numește. Și voi folosi o culoare, cred că voi face o poșetă albă. Cu siguranță, nu cred, cu siguranță voi face o poșetă albă, pentru că și aici este alb. Am materialul necesar, am culoarea albă aici și voi face în timp și aceasta. Așa că v-am prezentat un pic și din cumpărăturile pe care le-am făcut. Da, sunt foarte practice gențile. Voi mai lucra un pic aici cu dumneavoastră, să vă fac un pic de companie eu dumneavoastră și dumneavoastră mie. Sunt foarte, foarte practice și apoi este o plăcere când porți un lucru realizat de tine. Nu? Doamna Natalia, ce părere aveți? Da. Pe 17 aprilie este Paștele, sigur că da. La noi acasă este 2 săptămâni mai târziu. Cam așa, 2 sau 1 săptămână mai târziu. Uite așa. Nu uitați să lăsați noapte bună, Mara. Nu uitați să lași un like aici pentru mami. Te pupă mama și îți doresc noapte bună, somn dulce și ție și la băieți. Mara lucrează și când ajunge seara acasă este foarte obosită. Lucrează și ea foarte mult. Mara nu are canal de YouTube, este șefa unui magazin în România, lucrează foarte mult, așa cum vă spuneam, de aceea seara este foarte obosită, nu... Și apoi când ajunge acasă, știți cum este cu treburile casei, sunt copii, soțul de care trebuie să se ocupe. În sfârșit, sunt lucruri, anumite lucruri pe care le fac femeile. Chiar dacă în gospodărie lucrurile se... Ceea ce este de făcut se ajută între ei.
Pa, iubita, noapte bună. Noapte bună, Mara. Pupă și băieții din partea lui mama. Da, ca și în Germania, ca și în Germania, Alina. Pe 17 este, pentru că și aici, în Italia, sunt de religie catolică, la fel ca și germanii, sunt de origine catolică, la fel ca și cei din Austria, din Elveția, de aceea Paștele este pentru catolici, indiferent unde se găsesc în lume, este pe această dată, în această dată, pe 17 aprilie. Să dau un pic deoparte să mă pot mișca. Într-o zi voi face un live și vă voi prezenta aici, vă voi invita acasă la mine, cum spun eu. Vă voi prezenta locul unde lucrez, camera mea și colțișorul meu de România, pentru că am și colțișorul meu de România creat aici. Chiar dacă sunt departe de casă, de cei dragi, nu uit de unde am plecat. Ești fericită că ai pauză. Ești fericită că ai pauză. Eu nu am nicio pauză. Eu lucrez în fiecare zi. Nu am nicio zi liberă, să știi. În fiecare zi. Imediat voi ajunge și la capătul acestui nou rând, după care ne vom spune apoi noapte bună, însă să închei rândul și să arăt încă o dată cum va începe următorul, pentru că următorul rând va începe întotdeauna în același mod și voi alerga din nou jos, pentru că trebuie să pun și pe bătrână la pat, mai am să-i dau medicamente, încă nu am terminat ziua de muncă eu. Deci am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele, ați văzut, ultimele trei fire le-am închis. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ochiul de lanț, voi intra în primul ochi de lanț de la începutul acestui rând, voi face fir alunecat, un ochi de lanț, în corespondența aceluiași picioruș voi intra, voi extrage firul, deci am două fire pe croșet. În următorul picioruș voi intra, voi extrage. Am trei fire pe croșet, le voi închide pe toate trei împreună, fac un ochi de lanț și acum, cu foarte mare ușurință, aveți locurile care se văd cu foarte bine, de unde se începe și se lucrează în continuare. Acesta este punctul frunza. Acesta este ceea ce am dorit foarte mult să vă arăt în seara aceasta. Bineînțeles, după aceea eu cu acesta voi face un alt model. Însă pașii importanți vi-am arătat. Înălțimea genții va fi în funcție de dorința dumneavoastră, bineînțeles, și în funcție de dimensiunile părții
inferioare, deci a fundului genții, veți hotărâ dumneavoastră dat o altă culoare. Eu prefer, așa cum vă spuneam, o singură culoare, pentru că așa îmi place mie. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de mine și în această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru faptul că m-ați primit în rândul dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Da, da, nu respectă, este foarte adevărat, Natalia, nu respectă orarul de muncă. Ba, așa este, lucrez fără nicio zi liberă. Ba, așa este, lucrez fără nicio zi liberă. Mulțumesc, Andrei. Să nu spui nimic urât, să nu spui nimic urât de ei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă rog să lăsați un like. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc noapte bună și ne vom întâlni dacă dă Dumnezeu și mă simt bine, ne vom întâlni mâine pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră cu un nou proiect. O seară frumoasă tuturor, noapte binecuvântată, vise plăcute și din nou vă iubesc. Și vă mulțumesc. La revedere, la revedere.